Două autospeciale de lucru cu apă și spumă din cadrul secției de pompieri turceni și o autospecială din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, au ajuns de urgență la fața locului. Incendiul se manifesta violent la acoperișul clădirii, cu posibilitatea de propagare la construcțiile învecinate. Din fericire, pompierii au localizat rapid focul, reușind să lichideze incendiul după câteva zeci de minute. Au fost înregistrate doar pagube materiale, proprietarii reușind să iasă din casă imediat ce au simțit fumul greu. În urma anchetei, Reprezentanții ISU au stabilit faptul că incendiul a pornit de la un boiler electric lăsat sub tensiune.